Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la un nou etalare. Dragii mei, vreau să vă invit la o etalare, zic eu, specială, care merită ascultată. Este o etalare pe care am decis să o fac pentru că sunt foarte multe persoane care îmi vorbesc despre anumite probleme pe care le au în prezent. Nu sunt numai probleme legate pe plan sentimental, sunt probleme legate de viață în general. Probleme legate cu membrii familiei, cu colegii de la muncă, probleme legate cu partenerul, partenera, asociații, pe plan business, deci nu contează. Însă această etalare este pentru voi, dacă voi sunteți în momentul acesta nefericiți, iar nefericirea dumneavoastră este legată de o situație anume provocată de o persoană sau mai multe persoane, atunci puteți asculta această etalare. De ce? Pentru că vreau să întreb cărțile de oracol ce puteți face dumneavoastră ca persoană pentru a vă vindeca sufletul, pentru a vă vindeca mintea, corpul, pentru a reveni, dacă îmi permiteți, la normal. Nu că în momentul acesta ați fi anormal, nu, Doamne ferește, nu vreau să spun lucrul acesta, însă în momentul acesta dumneavoastră puteți să vă regăsiți într-un conflict mental și nu știți o cale de a ieși din acest conflict mental. Am să încerc să văd, datorită cărților de oracol, ce ați putea dumneavoastră face, iar voi vă alegeți de aici elementele pe care le considerați utile pentru situația dumneavoastră, căci sunteți foarte mulți, iar situația în care vă aflați voi nu este asemănătoare cu a altei persoane. Așadar, vreau să întreb și să ne arate cărțile de oracol astăzi ce puteți face dumneavoastră în vederea acestei vindecări, dragii mei. Haideți să vedem. Ce puteți face dumneavoastră în vederea vindecării, în vederea alinierii, haideți să spunem așa, în vederea atingerii echilibrului perfect, ieșirii din această energie joasă, pentru că unii dintre dumneavoastră vă aflați într-o energie joasă, da? Ok. Haideți să vedem, au căzut foarte multe cărți, am să le iau pe toate și am să citesc energia lor, poate una dintre aceste opțiuni vi se potrivește. Aici văd foarte mult o problemă legată de o situație care vă împiedică pe unii dintre dumneavoastră să vă controlați activitatea fizică, să controlați ceea ce mâncați, să controlați corpul dumneavoastră. Suferința dumneavoastră este legată probabil de o persoană anume, așa simt, așa vă spun, de o persoană anume care v-a făcut să suferiți foarte mult, iar suferința aceasta o simțiți destul de puternic în acest moment când voi vedeți acest videoclip. Nu contează momentul în care vedeți videoclipul, contează mesajul pe care îl primiți. Și atunci, suferind dumneavoastră, vreți să demonstrați persoanei celelalte că suferiți. Vreți să-i arătați acestei persoane și nu vă îngrijiți de corpul dumneavoastră. Fie mâncați puțin sau deloc, fie mâncați foarte mult și v-ați îngrășat, fie, așa cum am zis, nu mâncați deloc și ați slăbit, fie v-ați apucat de fumat, fie câțiva dintre dumneavoastră, de ce nu, v-ați apucat să beți, da? Alcool, să consumați alcool, nu mai contează, însă nu vă mai ocupați de corpul dumneavoastră, pentru că așa considerați dumneavoastră că vede cealaltă persoană că suferiți în acest moment. Nu trebuie să demonstrați nimic nimănui. Suferința dumneavoastră este interioară, dar dacă vreți ca voi să vă vindecați, cei care vă aflați în această situație, trebuie să aveți grijă de corpul dumneavoastră,
Și trebuie să faceți acest lucru prin a planifica ceea ce mâncați, prin a planifica sănătatea, echilibrului nutrimenților pe care îi aveți în corp. Uneori suferința se vede pe chipul nostru, iar această suferință se transpune din tristețea respectivă, ce înseamnă se vede pe chipul nostru, tristețe, fără zâmbet, o lacrimă și așa mai departe, se transformă în asupra corpului într-o fie scădere în greutate, fie mănânc prea mult sau haotic și mângraș, pentru că mintea dumneavoastră este stresată, trimite impulsuri corpului dumneavoastră și se creează acest dezechilibru între minte, corp și suflet. Ori dumneavoastră trebuie să vă antrenați mintea la fel ca un antrenament fizic, da? La fel ca un antrenament fizic trebuie să vă antrenați mintea, să-i spuneți acesteia că iertați persoana respectivă, nu trebuie să o faceți față în față, trebuie dumneavoastră să știți că iertați această persoană. În ce sens? Iertarea aceasta trebuie să iasă din zona de vinovăție, în care dumneavoastră spuneți persoana cealaltă este vinovată pentru nefericirea mea, persoana cealaltă sau persoanele celelalte, poate să fie partenerul, poate să fie o persoană din familia dumneavoastră, poate să fie oricine, poate să fie, da, o persoană care a abuzat de voi, de sentimentele dumneavoastră, de bunătatea dumneavoastră. Repet, nu este numai pe plan sentimental, poate să fie orice membru din familie, da, sau orice coleg la serviciu și așa mai departe. Iar această iertare pe care dumneavoastră trebuie să o faceți nu este pentru persoana respectivă, este pentru voi, pentru ca mintea dumneavoastră să fie antrenată în această direcție, să înregistreze mesajul pe care îl trimiteți, ca voi să puteți să deveniți echilibrați, ca voi să puteți să tăiați impulsul acesta de energie negativă pe care îl transmiteți minții, și mintea îl transmite corpului, îl transmiteți de unde? Din inima dumneavoastră, purtând o ranchiună, acuzând o anumită persoană sau anumite persoane de situația în care vă aflați. Eu nu spun că aceste persoane nu v-au rănit, atenție, departe de acest lucru, însă ceea ce vreau să vă comunic este că puteți ierta, iar această iertare trebuie să vină pentru dumneavoastră și nici de cum pentru persoana respectivă. Iertarea aceasta trebuie, nu poate fi făcută în prim plan, depinde de situația dumneavoastră, nu putem să iertăm pe oricine, oricând, nu. Iertarea trebuie să fie făcută pentru o persoană care îi simțim noi că merită această a doua șansă. Dacă există un părinte care v-a abuzat, să spun așa, bineînțeles că nu puteți ierta acest părinte, pentru că nu putem crea familii fericite. Dacă există un soț, o soție care v-a abuzat, nu contează sexul, da? Fizic, mă refer, nu putem crea familii fericite, însă puteți crea această iertare dacă voi, în subconștientul dumneavoastră, sunteți împăcați cu voi, în mod conștient, de faptul că îi puteți acorda o a doua șansă. Când nu putem ierta? În momentul în care acțiunea persoanei respective este repetitivă vis-a-vis de noi. Se mai întâmplă odată. Faptul că partenerul, partenera ne-a înșelat, da? I-am oferit a doua șansă, am iertat această persoană și continuă să facă același lucru. Abuzul fizic sau mental, da? Orice, atunci nu putem continua să iertăm persoana respectivă. I-am acordat această șansă, i-am acordat această iertare. Cum mai puteți face acest lucru? Respectându-vă pe voi și teritoriul în care dumneavoastră vă simțiți bine, vă simțiți confortabil, în care mentalul dumneavoastră, creierul, stochează amintiri frumoase. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că dumneavoastră vă puteți vindeca
de situația în care vă aflați, de starea aceasta de conflict mental, starea aceasta de nefericire, starea aceasta în care simțiți că aveți nevoie de ajutor. Vă vindecați prin, pur și simplu prin a nu face ceea ce vă doriți, da? Adică este, da, pare bizar acest sentiment, însă asta simt, asta vă spun. Adică trebuie dumneavoastră să vă focusați pe țelul vostru, pe obiectivul dumneavoastră, pe viziunea dumneavoastră. Nu trebuie să vă îndepărtați această viziune, nu trebuie să vă îndepărtați mentalul dumneavoastră, da? Mintea de la acel obiectiv, acea țintă. Să aveți o altă viziune decât pe cea care vă doriți. Nu trebuie să faceți lucrul acesta. Și cum faceți lucrul acesta, să nu fiți atacați în ghilimele de alte gânduri, alte idei, și să rămâneți focusați pe acest obiectiv al dumneavoastră. Cum faceți lucrul acesta? Pur și simplu făcând ceea ce nu vreți să ceea ce vreți să faceți, da? În sensul că vă dau un exemplu banal. Ați văzut atleții se scoală de dimineață, un sportiv se scoală de dimineață, se antrenează, că este frig, că este ploaie, se antrenează pentru că are un obiectiv, un țel, acela de a cuceri o medalie, de a fi bun, de a depăși, de a se depăși pe sine însuși, de a deveni și mai bun în ceea ce vrea să facă, și se antrenează, se antrenează, se antrenează, însă în vederea atingerii acestui obiectiv, acestui țel, trebuie să facă anumite sacrificii. Aceste sacrificii sunt legate de dietă, de ora la care se scoală, de antrenamente, de acordarea timpului necesar în privința acestor antrenamente, etc. Însă această persoană ce va face? Se va abține să mănânce, de exemplu, o prăjitură, o pizza, să bea o cola și așa mai departe, pentru că știe că trebuie să aibă acel corp, acele kilograme pentru a putea câștiga acea medalie. Deci, abținându-vă să faceți ceea ce, cum să vă spun, nu vreți să faceți, acesta este secretul succesului, secretul vindecării în unele cazuri în care vă regăsiți dumneavoastră. Altceva, ceea ce văd aici, că dumneavoastră puteți face pentru a vă regla starea mentală, pentru a vă echilibra din punct de vedere mental, este să ieșiți din starea de respingere, în starea de abandon în care persoana respectivă v-a adus, în care câțiva vă simțiți vinovați, în care câțiva aveți amintiri care simțiți că vă controlează viața în acest moment. Aceste amintiri sunt amintiri plăcute de persoana, vis-a-vis de persoana respectivă, vis-a-vis de persoanele respective, sau în unele cazuri amintiri neplăcute care v-au dat această stare de inconfort mental, această stare de stres în care vă aflați în prezent. Și cum puteți face asta, v-am spus, ieșind din această stare de abandon, din această stare de respingere, și să nu considerați această stare ca fiind o stare negativă, să nu mai percepeți respingerea ca fiind un nu. Pentru că dumneavoastră în acest moment percepeți respingerea ca fiind nu, și în plus de asta vă simțiți vinovați, nu știu de ce, nu toți, dar câțiva dintre voi. Vă simțiți vinovați nu față de altcineva, vă simțiți vinovați față de voi înșivă, de starea în care vă aflați, pentru că știți că voi vă puneți în această stare, pentru că știți că voi sunteți și aveți puterea necesară de a vă scoate din această stare, însă vă este greu să demarați acest proces, să începeți acest proces. Și atunci, ca să începeți acest proces de vindecare, aveți nevoie să considerați că respingerea este o stare
normală prin care puteți trece, prin care oricine poate trece, indiferent de statutul pe care îl are, putem avea bani, putem să nu avem, putem fi vedetă, putem să nu fim vedetă, etc. Da? Indiferent de statutul pe care îl aveți, orice persoană poate trece prin respingere. Și să vă dau exemplu, câte, să zicem, vedete rock, da? Sau orice vedetă a făcut sacrificii pentru a atinge un obiectiv, un țel anume. Fie cântau într-o dubă, fie dormeau pe străzi, fie, dar nu mai contează, dar țelul lor era să cânte, țelul lor era să ajungă o vedetă anume, țelul lor era să fie cunoscuți, ca muzica lor să fie cunoscută. De câte ori persoane care au ajuns la anumite emisiuni nu au câștigat acele emisiuni, știți, pentru talent, nu vreau să dau anumite titluri de emisiuni, dar știți, o emisiune unde ne înregistrăm pentru a ca ceilalți să ne descopere talentul, da? Și participăm la această misiune, care au ajuns mari mai apoi, da? Și nu au fost selectați sau și așa mai departe, pentru că au perseverat, pentru că nu au luat respingerea ca un nu, nu au luat această respingere ca ceva negativ, ci au luat-o ca o formă de creștere, dezvoltare interioară, sub orice manieră. Pentru că veți ajunge acolo sus, da? Veți ajunge acolo sus, în acel teritoriu, un teritoriul real. Existența dumneavoastră se bazează pe acest teritoriu real, pentru că vă puteți antrena mintea în acea direcție și veți ajunge acolo sus, pe acel munte, și nu contează de câte ori ați căzut, pentru că veți avea aceeași imagine ca cel care a reușit de prima oară. Vă mai dau un exemplu banal. Am dat de permisul de conducere, pur și simplu nu l-am luat prima oară, am dat și a doua oară, și a treia oară, și uite că l-am luat a patra oară. Nu eu, da? În general, vă dau un exemplu, și, da, puteam fi chiar și eu, da? Și atunci, în momentul acela când te urci la volan, te întrebi, vai, dar eu nu știu să conduc bine. Eu uite, ceilalți au luat din prima. Nu, 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 nu. Mașina rămâne o mașină. Privirea este aceeași. Priviți același drum, aceeași autostradă, același drum național, aceleași lucruri. Nu aveți de unde să știți experiențele celorlalt. Sunteți egali. Da? Aveți aceleași priveliște. Imaginați-vă doar că ajungeți undeva sus și urcați și urcați, urcați și în vârf de munte ajungeți sus. Nu contează de câte ori ați căzut. Nu contează de câte ori v-ați fracturat picioarele sau mâinile, etc. V-ați spart capul. Acolo sus aveți aceeași priveliște ca cel care a reușit de prima oară. Da? Deci trebuie să considerați respingerea și starea aceasta de abandon ca fiind una naturală. Însă, dumneavoastră nu puteți rămâne acolo jos, nu puteți rămâne acolo în acea energie joasă. Trebuie să ștergeți acele amintiri care v-au adus în această stare și să rămâneți acolo crezând că nefericirea dumneavoastră poate demonstra celorlalți sau celelalte, nu contează cui, suferința în care sunteți și veți capta în acest fel atenția sau în acest fel persoana respectivă se va întoarce sau în acest fel persoana respectivă își va cere sau persoanele își vor cere iertare sau vor decurge lucrurile într-o altă manieră. Nu. Ceea ce a fost făcut, a fost făcut. Dumneavoastră trebuie să considerați atât iertarea cât și respingerea un lucru natural, dar nu pentru celelalte persoane. Nu să vă spuneți, ok, este corect ceea ce celelalte persoane mi-au făcut, nici de cum. Dar să înțelegeți că puteți să ieșiți din această stare nu pentru X, Y, Z, ci pentru voi. Voi aveți nevoie de această stare pentru a putea merge mai departe. Această stare de a vă ierta, da? De a înțelege că lucrurile au fost făcute așa, da? Și că impresia dumneavoastră despre efectul pe care aceste lucruri au fost produse asupra stării dumneavoastră actuale îl puteți schimba,
Efectul întotdeauna putem să-l schimbăm, adică gândirea noastră. Da? Gândirea noastră și mai ales să vă feriți de zona aceea în care voi vă simțiți vinovați. Dumneavoastră trebuie să experimentați viața ca fiind fericire, fericire în prezent și nu ca o destinație viitoare. Să trăiți cu respect, cu bucurie și să faceți lucrurile cu pasiune. Și astfel celălalt, cealaltă sau ceilalți, nu contează, vor crea în jurul dumneavoastră noțiunea de respect. Pentru că s-ar putea ca în urma unor acțiuni are unei persoane, are unor persoane, dumneavoastră să vă simțiți, cum să vă spun, inutili și nu devalorizați. Poate câțiva v-ați spus la un moment dat, simt că nu am valoare, simt că nu contez pentru celălalt, cealaltă, pentru compania respectivă, în familia respectivă. Nu, nici de cum. Nu se pune problema devalorizării, se pune problema faptului că eu consider că voi v-ați simțit mai mult inutil și din incapacitatea aceasta a persoanei respective, pentru că persoanele respective au acest handicap în ghilimele de a vă face să vă simțiți inutil sau la un moment dat devalorizați, așa cum v-ați spus, ca voi să nu puteți fi conștienți de valoarea dumneavoastră, de stima de sine și să aveți impresia că motivându-vă, că sculându-vă dimineața și vă spuneți lucruri frumoase despre voi, vă puteți ajuta. Da, cu siguranță vă puteți ajuta, însă dumneavoastră aveți nevoie să și credeți acele lucruri. Deci trebuie să fie o simbioză, așa cum am spus și repet, între corp, minte și suflet. Pentru că dacă vă spuneți aceste lucruri, da, mintea înregistrează, dar corpul, dumneavoastră nu credeți, iar corpul nu resimte ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci trebuie să existe o simbioză între toate, trebuie să trăiți ca și cum ați vrea lucrurile respective, ca și cum le aveți, îmi cer scuze, lucrurile respective, ca și cum aveți această stare de bucurie, să emanați din interiorul dumneavoastră această lumină, această valoare, să străluciți precum acest diamant, dragii mei. Și nu uitați că să mulțumiți prezentului, da? Să mulțumiți prezentului pentru că astfel universul vă ajută și vă ajută într-o manieră pe care voi în prezent nu o vedeți. Maniera în care universul vă ajută este de a face bine. Da? În sensul că voi să faceți bine, în sensul că inima dumneavoastră să aleagă să facă bine. Nu uitați că eu, știți, spun de fiecare dată, o persoană are atât părți bune cât și părți rele. Depinde ce alegem, cu ce alegem să lucrăm. Nu uitați că niciodată în lumină nu există negură. Da? Nu există negură în lumină, dragii mei. Nu uitați acest lucru. Unde este Dumnezeu este lumină, unde este Dumnezeu este iubire. Trebuie să alegem să ne iubim pe noi, să ne valorizăm, să ne respectăm, să strălucim din interiorul nostru ca un diamant, să nu luăm respingerea, abandonul ca un nu, să trecem peste aceste resentimente, peste ranchiună, să iertăm pentru noi și nu pentru celălalt. Nu uitați că iertarea nu poate fi ca primă noțiune în unele cazuri, pentru că nu putem să ne prefacem, da? Nu putem să ne prefacem că nu au existat acele evenimente, acele abuzuri și așa mai departe, însă dumneavoastră, dacă știți că persoana respectivă merită această a doua șansă, că poate să își schimbe atitudinea, maniera de a acționa, atunci dumneavoastră puteți ierta persoana respectivă. Nu putem ierta pe nimeni și absolut niciodată dacă acțiunile sale sunt repetitive.
Da? Nu, atunci nu, este singurul moment în care nu putem ierta. Dar dumneavoastră puteți crea spațiul vostru creându-vă acel mental puternic în care nu puteți fi atinși de acțiunile persoanei respective sau a persoanelor respective, pentru că știți deja care este consecința. Spuneți ok, îți acord a doua șansă, însă se va termina dacă. Deci, dumneavoastră știți, mintea dumneavoastră este deja antrenată și nu uitați să vă antrenați mintea de fiecare dată. Vreau acel lucru, mulțumesc pentru că am acest lucru, mă simt bine acum în momentul prezent, sunt bucuros, bucuroasă acum în momentul prezent, creez această bunăstare acum și nu mâine. Nu uitați, fericirea nu este o destinație viitoare, fericirea este în momentul prezent, starea de bine este acum, da? Nu trebuie să demonstrați prin starea dumneavoastră de nefericire suferința voastră celorlalți sau celelalte. Nu aveți nevoie de acest lucru, pentru că vă faceți rău dumneavoastră și nu persoanelor respective. Da? Dragii mei, aceasta a fost etalarea pe care v-am propus-o astăzi. Sper să fi găsit elemente interesante. Vă mulțumesc tuturor din suflet pentru vizualizări și sper să ne revedem cu bine la alte videoclipuri la fel de frumoase. La revedere, dragii mei!